Mă numesc Lucian Radu, sunt mijlocaș ofensiv al FC Zimbru Chișinău. Salut, Lucian! Salut! Felicitări, recent a fost ziua ta de nașteri. Îți dorim mult sănătate și mult succes mai departe în tot ceea ce faci. Mulțumesc mult! Vreau să-mi spui ce visi ai tu pentru acest an. Ai împlinit deja 19 ani. Ce ți-ai dorit să se îndeplinească în următoarele 365 de zile? Scopul principal să prind echipa de bază, să cresc de la zi la zi, cât mai multe goluri și cât mai multe asiste la seara. Plan profesional. În această sezon tu ești nou jucător al primei echipe, ești revelația primei echipe din rândul tinerilor veniți de la Academie. Cum te simți și cum a fost începutul de sezon pentru tine? Începutul de sezon a fost unul foarte, foarte bun, pentru că am debutat chiar în cupele europene, contra Ararat, în Armenia. A fost un meci foarte bun, care cred că îl voi ține minte toată viața. Și chiar și în campionatul intern am debutat foarte bine, chiar recent am marcat și un gol. Împotriva celor de la Florești, da. Pe 20 octombrie. Da, care mi-a dus un impuls spre viitor. Ai prins încredere mai multă în urma celor 10 partide jucate în Superliga? Da, bineînțeles. Încrederea mereu apare și experiența și aș vrea să continui așa mai departe și o să fie totul bine. Vreau să ne povestești cum ai început fotbalul. Unde ai început fotbalul? Unde ai făcut pentru prima dată pasul la un antrenament? Fotbalul l-am început de la vârsta de 8 ani, în satul Cârpioștera 1, Cantimir, de unde sunt eu originar. Primul antrenor a fost Ion Epureanu, tatăl fotbaliștilor emeriți Sergiu și Alexandru Epureanu. Apoi, la vârsta de 13 ani, am făcut pasul și am venit în capitală pentru a-mi atinge obiectivele. De la început a fost mai greu, dar cu ajutorul familiei am reușit. Și primul antrenor la FC Zimbru Chișinău mi-a fost domnul Nicolae Lutencu. Atunci au migrat și părinții spre Chișinău sau doar tu? Nu, cum să vă spun, adică prima lună, da, pentru că eu sunt o persoană foarte sensibilă și mi-a fost foarte greu să fac pasul. Am fost mereu alături de familie și apoi să mă duc brusc să stau singur și a fost familia cu mine o lună, apoi am stat cu bunica. Vreau să ne spui de ce ai ales Zimbru, această academie. Eu consider că Zimbru este cea mai bună academie care a scos jucători mereu și cu cei mai buni antrenori. Vreau să ne spui dacă din copil ai visat să devii jucător de fotbal sau dacă ai avut poate alte vise și între timp ai realizat că poți avea succes și pe terenul de fotbal. De la început nu credeam, îl luam ca un hobby, mă duceam cu băieții, ca jucam fotbal de plăcere, cum s-ar zice. Dar scopul principal, adică era tata meu vrea să mă fac muzician de profesie, el fiind. Și de la început am avut mici probleme, că nu știam unde să iau, ori cu muzica, ori cu arta, adică ori cu fotbalul. Dar până la urmă am terminat și liceul și am terminat și muzica și fotbal, adică e posibil să faci două dată. Există posibilitatea la un moment dat să depui dosarul și la conservator pentru a continua în domeniul muzicii? Nu, deja sunt la Facultatea de Științe Economice, la Universitatea de Stat și deja nu. Adică muzica este ca o plăcere pentru mine, a rămas ca o plăcere, mereu pot să mă relaxez, pot să uit de unele chestii. Cânti la un instrument sau vocal? Cânt, am terminat și la acordeon și la pian și pot la mai multe, dar de bază acordeonul și pianul. Crezi că ai fi avut succes? Cel puțin din ceea ce spunea în jurul tău. Da, succes am avut pentru că am luat și locul 3 la Olimpiada Republicană la acordeon, adică premiul Nobel, adică aveam succese. Și în muzică. Da, am să te întreb dacă la momentul actual te mai retragi pentru a cânta, dacă în momentul în care mergi acasă la părinți alegi să cânti. Da, uneori când mă duc, când am liber la antrenamente, când mă mai duc la părinți, la țară, adică
iau acordeonul, mă relaxez cumva, adică uiți de toate problemele care... Crezi că muzica poate ajuta un jucător de fotbal să devină mai bun? Da, pentru că sunt, eu știu personal, jucători care, de exemplu, ca Neymar, care cântă la pian, adică sunt foarte mulți jucători care, ca hobby, au instrumentele muzicale și se relaxează, chitara, pianul. În paralel, știu că tu ai deschis și o mini-academie de fotbal pentru tinerii jucători. Vreau să ne oferi mai multe detalii. Da, este ca o mini-academie. A fost, de la început a fost așa o iluzie. A fost ideea mea și al unui prieten. De la început am spus așa, parcă nu vreau, parcă nu e ceva real. Dar după asta am conștientizat că în fiecare nu vreau există o șansă. Și am profitat de această șansă și... Mi este foarte greu să combin și fotbal pe plan profesional, și universitatea, și mini-academie, dar totul este posibil. Adică la moment este, cum ați spus dumneavoastră, o mini-academie, dar pe viitor am scopuri foarte mari să mă dezvolt. Când s-a deschis academia? Academia s-a deschis la începutul lunii iunie. De atunci au început antrenamentele? Antrenamentele, adică au început de prin mai, dar erau cu 2-3 copii, adică și atunci spuneam că eu nu vreau, că nu are cum să fie ceva mai serios și deja, cum am mai spus, în fiecare nu vreau există o șansă și m-am folosit de această șansă. Câți copii sunt acum la academia ta? În jur de 50-60, cam așa, nu pot da un număr exact, dar așa. Este o cifră impresionantă, 50-60 copii. Ești doar tu cel care antrenează sau nu? Nu, mai este și prietenul meu foarte bun, Sergiu se cheamă, adică noi suntem doi. El mă ajută foarte mult, adică că dacă să fiu doar eu singur, nu... Mi este foarte greu, cum am spus, combin și universitatea și fotbalul și... Am mai văzut și alți jucători de la noi, de cadrul echipei tineri, ce au apărut în materialele video de pe stadionul unde faci tu antrenamentele cu academia. Spune-mi dacă vin și ei la antrenamente sau dacă au fost doar materiale video de promovare. Unii din ei au fost și au fost chiar și la antrenamente, dar majoritatea, da, pentru promovare. Ca să mă susțină pe mine, adică chiar unii din ei au venit cu ideea ca să mă susțină, adică au acceptat aceasta. Și spune-mi dacă în fiecare zi faci antrenamente cu copiii. Da, de luni până vineri în fiecare zi și sâmbăta, când duminica trebuie să mă pregătesc de meciul pe plan profesional, atunci nu prea fac pentru că mă concentrez și atunci colegul meu face. Care este categoria de vârstă pe care o putem găsi la academia ta? De la 7 până la 15 ani, asta sunt cei mai mulți, dar avem și 2-3 care de 18-19 ani. Tu ai abia împlinit 19 ani. Ce ai învățat tu din fotbal, astfel încât poți să le oferi și tinerilor anumite sfaturi sau îndemnuri? În primul rând, fotbalul este un joc de echipă, unde învățăm, nu, chiar dacă nu o să ajungă acei copii, o să ajungă fotbaliști, dar în fotbal înveți să fii unit, să ai respect față de adversari, asta e cel mai important. Și eu mereu le transmit copiilor, adică pentru că chiar dacă nu o să ajungeți voi fotbaliști, dar voi vă realizați în viață. Adică practicând un sport, adică ne realizăm cumva în viață. Lucian, vreau să-mi spui care crezi tu că sunt calitățile tale cele mai bune. Cele mai bune este determinarea și cred că plan sportiv, tehnica. Dar sunt o persoană foarte determinată, curajoasă și nu mi este frică să încerc ceva nou. Asta cred că mă ajută foarte mult în fotbal. Și care sunt lacunele tale? La ce ar trebui să mai lucrezi? Cred că viteza cu mingea, viteza de gândire, consider că este cea mai mare problemă mea. Cine este jucătorul tău preferat? Lionel Messi. Vreau să spui, cum vezi tu viitorul fotbalului din Republica Moldova? Această întrebare este un pic cam complicată, dar eu sper că va fi totul bine, adică necesită foarte multe investiții, dar cu timpul, cred că cu ani când o să fie, cred că o să fie bine. Probabil ai sesizat în ultima perioadă rezultatele bune ale primei reprezentative. Vreau să-mi spui dacă ți-ai planificat ca timp, în ce moment ți-ai dorit să ajungi la prima echipă pentru a debuta și pentru Naționala Mare. Da, această vis încă rămâne în vigoare.
orice jucător deja dorește să reprezinte țara. Cam pe la vârsta de 21-22 de ani, cam asta. Asta ne înseamnă în 2 ani. În 2 ani ar trebui să te vedem la echipa națională. Da, 2-3 ani. Care este înălțimea ta? Pentru că este unul dintre subiectele cele mai discutate în tribune. 1,67 m. 1,69 m are Victor Stână. Nu știu dacă știai, dar mulți dintre fanii fotbalului v-au asociat pe voi doi, luând în calcul și aspectul fizic din acest punct de vedere. Cum îți pare ție această asociere? Da, Victor Stână este un jucător care eu foarte mult îl apreciez, adică când mă uit la meciurile naționale, foarte mult mă asociez cu el, chiar de mult timp. În primul rând, da, din punct de vedere fizic și îmi place foarte mult stilul lui de joc. Ce mesaj ai avea pentru Victor în cazul în care urmărește acest material? Aș vrea să mă întâlnesc cu el și să-mi dea un sfat ca de la jucător la jucător, el fiind unul mai experimentat. Aș vrea să stau la o convorbire cu el. Și pe final vreau să vezi și un mesaj pentru fani și pentru toți cei care au urmărit acest material. Le mulțumim fanilor că sunt alături de noi. Îi așteptăm cât mai mult la meciurile de acasă, cât și din deplasare. Și să fie număr cât mai mare și ne susțină necondiționat.